În Noxus există numeroși războinici numiți răzbunători. Ia vezi mă că Avengers s-a filmat în Noxus. Ce se înfruntă în arene sângeroase, testându-și puterile, dar niciunul n-a fost vreodată la fel de iubit ca Draven. A fost soldat în tinerețe, dar a descoperit că mulțimile îl apreciază într-un mod unic și se bucură sălbatic de jeturile de sânge ce țâșnesc de sub securile sale rotitoare. Este atât de îndrăgostit de spectacolul propriei sale perfecțiuni ostentative, încât a jurat să învingă pe oricine e nevoie ca să se asigure că numele său va fi amintit pentru întotdeauna în Imperiu. Eu decid ce înseamnă cel mai bun în fiecare zi. Draven sau Draven, mărețul torționar. Chiar și pe când era doar un orfan pe străzile din Basilic, Draven era încăpățânat și plin de el, stârnind conflicte aprinse cu alți copii ai străzii, mai mari decât el și cu tâlhari din lumea interlopă. Deși avea încredere deplină în propriile abilități, chiar prea multă încredere, ar spune unii, probabil că n-ar fi supraviețuit în copilărie dacă fratele lui Darius n-ar fi terminat luptele pe care le începea el. Când orașul a căzut sub ocupația cetelor de război ale Noxusului, cei doi frați au atras atenția unui capitan numit Cyrus sau Cyrus. După ce, în nesăbuința sa, Draven a încercat să-l asasineze. Impresionat de spiritul și apetitul lor de luptă, să zicem Cyrus că e Y. Na, că și Rize e cu Y și Rise. Cyrus le-a permis să se alăture armatei noxiene. Ani întregi, cei doi au luptat sub steagul cetei de război al lui Cyrus. Dar deși Darius a adoptat cu ușurință acest stil de viață, Draven a devenit din ce în ce mai blazat. Nimeni nu se îndoia de talentul lui în luptă, dar pentru el viața de zi cu zi a unui soldat oferea prea puține recompense pentru efortul depus și mult prea puțină glorie personală. În mod inevitabil, Darius a ajuns să conducă propria lui ceată de război, iar Draven i s-a alăturat. Dar dacă îndrăznise să creadă că viața îi va fi mai ușoară sau că astfel va putea să obțină mai multă faimă, soarta avea să-i demonstreze contrariul. Unii spun că Draven ar fi ales să nu mai lupte sub comanda lui Darius, alții că ar fi fost forțat să ia această decizie. Oricare ar fi adevărul, Draven era cu siguranță căutat pentru talentul său de luptător și duelist, iar la scurt timp după a fost atras în diverse cete de război în timpul ocupației ioniene. În cele din urmă a căpătat un contract respectabil în arenele de luptă. Timp de secole întregi, gladiatorii din arene jucaseră un rol esențial în Noxus, acela de a pedepsi pe infractori și de a soluționa disputele dintre casele nobile. Iar Draven era hotărât să obțină bogăția, adorația și faima pe care simțea că le merită. Cu toate astea, din cauza războaielor lungi și desfășurate pe mai multe fronturi, spectacolul din arene începuse să-și piardă farmecul pentru cetățeni. Cu cât atenția publicului a scăzut, cu atât Draven s-a cufundat și mai mult într-o viață de beții și pariuri. În momentul în care fostul general Jericho Swain l-a descoperit, era complet falit și învins. Swain avea un plan pentru a redobândi gloria pierdută a Noxusului, iar Draven avea să-l ajute să-l pună în aplicare. Sau poate că Swain l-a angajat doar ca să se asigure că Darius îl va susține după punerea în aplicare a planului. Dacă vă aduceți aminte în povestea lui Darius, Swain l-a omorât pe rege, mă rog, unul că ei aveau trei. Lui Darius îi plăcea de rege, dar în același timp i-a plăcut și de Swain că l-a omorât, că îi respecta foarte mult puterea, adică dacă puteai să bați pe cineva, bă, foarte bine și... Cu atât mai mult l-a plăcut pentru că, într-un fel, a avut grijă de frate-su. Draven a jucat un rol esențial în planul lui Swain, acela de a-l înlătura de la putere pe însuși marele general Boram Darkwill. Da, mă, uite, de ăsta ziceam. După victorie, alături de Swain și inovațiile publicului noxian, Draven a zâmbit pentru prima oară după luni întregi. A, și ce zâmbet frumos are Draven. Dar datoria îl chema. În zilele și săptămânile de după această lovitură de stat fără precedent, multe dintre casele nobile de elită au refuzat să accepte numirea lui Swain. Așa că membrii lui au fost condamnați să moară în arenă. Chiar înainte de o luptă, un comandant a reușit să scape de paznici. Acționând, ca de obicei din pur instinct, Draven a sărit din lojă și și-a aruncat două securi către fugar, punându-l la pământ într-o clipă. După o secundă de uimire completă, publicul s-a dezlănțuit. Draven și-a recăpătat securile și a început să le învârtă în aer, spre deliciul noilor săi fani, savurând fiecare moment de aplauze. Astfel, Draven a devenit mărețul torționar. Doar el putea să transforme o luptă banală într-un spectacol extraordinar, care să atragă un public din ce în ce mai numeros. La scurt timp după, un agent întreprinzător și foarte mic de statură, care se săturase să-i găzduiască, să-i hrănească și să-i antreneze pe gladiatori, doar ca să-i vadă murind în fața unui public din ce în ce mai mic, a venit la Draven cu o idee nouă.
Ce ar fi dacă ar combina drama luptelor clasice din arenă cu înclinația naturală a lui Draven spre spectacol? Curând gladiatorii n-au mai intrat în arenă doar pentru luptă, ci și pentru a încânta publicul. Fiecare avea propria lui poveste atent lucrată, propriul stil de luptă și propria personalitate excentrică. Deseori luptele erau sângeroase, la urma urmei se desfășurau tot în Noxus, dar acum mult mai puține se terminau cu moarte. Rivalitățile, insultele și uneltirile dintre cei mai cunoscuți gladiatori s-au transformat în legende care s-au răspândit pe tot teritoriul Imperiului, dar niciun gladiator nu era mai faimos ca Draven. Pentru un timp, Draven a trăit pe picior mare, participând la un lanț nesfârșit de petreceri și banchete, alături de cei mai bogați și influenți cetățeni din noul Noxus. În cele din urmă s-a împăcat chiar și cu Darius și a participat ocazional la campaniile cetelor de război, de-a lungul cărora a învins în duel mai mulți campioni și generali inamici. Acum însă Draven simte iar că nu-și găsește locul. Deși are tot ce și-ar dori și imagina, visează la ziua în care întreaga lume îi va ști numele. Și așa Draven a devenit Draven.